Ciobănașul cel isteț sau țurloaiele blendei, de Petre Ispirescu. A fost odată un împărat și o împărăteasă. Amândoi erau oameni de treabă și frumoși, ei se iubeau în nevoie mare, dar erau tot mâhniți și amărâți că nu făceau copii. Toate leacurile ce luase împărăteasa de pe la vracii vrăjitoare nu-i folosise într-un nimic. Împăratul și împărăteasa se puseră pe post și pe rugăciune cu gând că doar îi va asculta Dumnezeu și le va da și lor un copil. După ce trecu câteva zile, într-una din seri, după ce petrecură o parte din noapte rugându-se mai fierbinte, se culcară și mai târziu. Cum puse capul pe perină, adormirea îndată, parcă-i lovise cineva cu muchea în cap. Nu trecu mult și împărăteasa dete un țipăt răsărind din somn. Dar ce ai, dragă împărăteasă, zise împăratul, de țipi așa de grozav? Ce s-a amărit împărat? Ia că am văzut un vis frumos și minunat. Ascultă că voi să ți-l povestesc. Se făcea că eram într-o grădină frumoasă, frumoasă, cum n-am mai văzut. Erau niște pomi înalți, tufoși și bine potriviți, te părea că erau scriși și așezați în trâmbă pe drumul pe care mergeam. În dreapta și în stânga era o pădure cu tot cu astfel de pomi de-ți plăcea să-i privești. Tot mergând și minunându-mă, m-am pomenit către mijlocul grădinii. Aici era, ce să spun, frumusețea de pe lume. Niște cărări sucite și cotite, acoperite cu un fel de iarbă mărunțică, de părea că erau niște covoare așternute. Din loc în loc și mai cât colea, se făcea că erau așezate niște stufișuri, unele rotunde și cu flori, altele lunguiețe și cu pămișori, iar altele făcute ca niște ascunzători. Flori cu fel de fel de fețe și cu miros de tembăta. Mă rătăcisem căscând gura în toate părțile, uitându-mă la poamele cu care erau încărcați pomii și ascultând la miile de păsărele ce cântau pe rămurele și fără a se sfii de mine. Mai către mijlocul grădinii se făcea că era o fântână de marmură, albă ca laptele, și apa curgea de pe 100 de părți, limpede ca vioara și rece ca gheață. Tot umblând încoași încolo, nesăturându-mă de privirea florilor și de miros, auz un glas ca de privighetoare, care tot zicea: cine m-o mânca, rămâne grea. Stau un loc, caut să văz de unde vine glasul și mi se părea că iese din mijlocul unui stufuleț de pomișori, mai frumoși decât ceilalți pe care-i văzusem până aici. Mă iau și eu după glas și o plec într-acolo. Când, ce să vezi? Stufulețul se făcea că era înconjurat de niște iarbă verde, subțirică și înaltă, de-nvenea până mai sus de genunchi, firicelul de iarbă și floricică, astfel încât nu te îndurai să calci peste ele. Eu, pâș-pâș, binișor, mă feream să nu strica frumusețe de iarbă și flori și ajung până la stufuleț. Acolo, în mijlocul unor pomișori, era unul ceva mai înalticel, pare că de din adins era făcut așa, ca să-l vază oricine o trece. Pe ramurile lui stau niște merișoare mici și poparte rumene, de părea că erau prăjite. Stau și ascult. Ele se făceau că mie îmi vorbeau, căci nu mai încetau de a tot zice: cine m-o mânca, rămâne grea. Eu n-am mai putut să mă opresc. Mă întins peste ceilalți pomișori, iau un merișor de-alea, îl bag în gură și îl mănânc, dar când să mă întorc, dau într-un ghimpe. Așa de m-a săgetat pustiul de ghimpe, încât am țipat și m-am deșteptat. Frumos vi s-a visat, zise împăratul, dar și tare ai țipat, încât m-am speriat. Ei, nu trecu mult după asta și împărăteasa se simți însărcinată. După 9 luni, născu o fată ca o sână. Bucuria și veseliile ținură la curtea împărătească mai multe zile. Fata, de ce creștea, de aia se făcea mai frumoasă.
Împăratul și împărăteasa se uitau la dânsa ca la soare. După ce mai crescu, se văzu că fata era isteață și cu minte. Îi plăcea să iasă pe câmp, să se joace, să adune floricele, să alerge după fluturei și să se scalde în pâreiașul ce curgea pe la spatele grădinii împărătești și care era limpede ca lacrimă. Dădaca băgase de seamă că fetei, pe lângă celelalte, îi plăcea să asculte și la viersul ce scotea din fluier un ciobănaș care avea câteva miele și le păștea dincolo de pâreiaș. Într-una din zile, fata împăratului merse cu dădacă sa la câmp și, neauzind fluierul, crezu că sunt singure, se dezbrăcară și se scăldară. Ciobănașul dormea la rădăcina unui copac și mielele se rătăciseră pe câmpie. Când un țânțar îl înțepă așa de tare încât îl deșteptă. Deșteptându-se el, iacă fata împăratului că ieșea din apă. Rămase uimit de ceea ce văzu. După ce se duse fata împăratului cu dădacă sa, își căută și el mielele și se duse și el într-ale sale. Până aici, cântase el nu cântase, dar după asta își puse și el puterile și zicea din fluier niște doine de te adormea. Văzând dădaca că fetei plăcea prea mult să asculte la fluier, nu zise nimănui nimic, dar se feri de a mai veni cu fata pe acolo. Ciobănașul umflă căiandru chipe și tras cap în inel, dacă văzu că nu mai vine fata pe acolo, își luă și el lumea în cap și se duse în altă parte, la un oraș, de se băga argat la vid. Împăratul și împărăteasa se topeau după fata lor, văzând-o că de ce merge se face mai frumoasă și mai cumit. Când ajunse de măritat, împăratul îl zise împărătese: Împărăteasa mea iubită, fata noastră s-a făcut mare. Acum să-i căutăm un bărbat dintre fiii de împărați, tot așa de frumos și de cuminte ca și dânsa. Fata noastră va lua de bărbat pe acela, zise împărăteasa, care va ghici semnele ce are pe trup, altfel nu o mări, Doamne ferește. Împăratul ascultă de vorbele împărătesei și de te sfară în țară și pe la toate împărățiile, precum ca să se știe că oricine va ghici semnele ce are fata împăratului pe trup, aceluia i-o va da de soție. Când se auzi de asta hotărâre împărătească, se făcu mare vâlvă între împărați și oamenii locului și toți cu totul se sculară să meargă la curtea împărătească să-și cerce norocul. Iar dacă auzi și ciobănașul, își ceru simbria de la stăpânul său, își mai vându și ce brumă de țoale mai avea, își cumpără un cal de atât pe cât îi ajunsese banii și haine de primeneală, își lua ceva merinde și plecă și el. Cum se văzu la câmp, descălecă și, cu ochii înmuiați în lacrimi, făcu o rugăciune la Dumnezeu să-i fie de ajutor în călătorie și să-i zbândească, apoi încălecă din nou și porni cu voie bună. Și așa, haide, haide, merse până în seră și se puse a se odihni. Când, ce să vezi dumneata? Unde venea o ceată de fii de împărați și de boieri mari, îmbrăcați numai în fir și pe niște armăsari de mâncau foc. Se părea că nu-i mai încape locul. El, biet, se tete mai la o parte. Mai văzuse el cai bun, înșelați și înfrânați frumos? Mai văzuse și fii tineri de boieri îmbrăcați cu haine scumpe? Auzise că unii dintre dânsii sunt limbuți, dezmierdați, luători în râs și înfumurați, de nu le ajunge cineva cu strămurarea la nas, dar ca aceștia, ba! Trase și ei aci spre a mânca peste noapte. Puseră, deci, de le făcu un foc mare de părea ca o să frigă un bou, se puseră pe lângă dânsul și, după ce cinară, începură a vorbi vers și uscat, mai multe rele decât bune. Nu le scăpase nimic pe lume de care să nu se alege. Stau tolăniți pe niște rogojini, pe deasupra cărora erau așternute niște velințe lucrate cu meșteșug.
Noaptea era frumoasă, pic de nori nu se vedea. Din când în când, greiere și prigorile te făceau să-ți mai aduci aminte că trăiești pe lume. Un vânticel adia, încât de-abia îl simțeai că vine să-ți mângâie obraji. Ciobanul se făcuse mititel lângă un mărăcine înflorit, pe lângă care păștea calul său, și se pusese pe gânduri. Se uita pe cer, la drumul robilor, vedea cum se mișca carul, fata care duce apa în donițe pe copilițe. Se mira de razele ce ieșeau din luceafăr și căuta cu mare dorință să cunoască care dintre candelele atârnate în cer a fi aceea a fetei împăratului, ca să se închine la ea. Pe când era cufundat în gândire, fiii de împărați și de boieri băgară de seamă că mai era cineva. Îl întrebară și aflară că merge și el la cetatea împărătească, unde mergeau și ei. Și fiindcă văzură că el nu le da pricină de vorbă, începură ei să-i vorbească și să-l cam ia peste picior. "Iată," zise unul dintre ei, "încă un pețitor pentru fata cea frumoasă a împăratului." "Ăsta negreșit care să ghicească semnele," zise altul. "Da, bine are să șează fetei împăratului cu ăst făt frumos," grăi un al treilea. Ciobanul tăcea și înghițea. Asculta și el la vorbele lor cele nesărate și necumpătate. Dacă văzură și văzură că el nu răspunde niciun cuvințel, merseră la dânsul și, între altele, îi ziseră: "Atâți fii de domni și de împărați au fost și nimeni n-a putut ghici semnele fetei împăratului. Și tocmai dumneata, prietene, o să te găsești mai hiroscos?" "Omul este dator să-și încerce norocul o dată, de două, de mai multe ori," zise ciobanul, "și acela care face așa este om cu minte. Cel ce însă umblă mereu cercând este un nesăbuit căruia trebuie să-i lipsească vreo doacă. Eu nu aduc nimănui nicio supărare. Nu mă încumet iarăși că o să ghicesc ceva. Dar ar Dumnezeu însă să apuce unul din dumneavoastră o așa bucățică bună, fiindcă vi se cuvine." Feciorii de boieri nu putură mistui vorbele ciobănașului. Își puseră dar în gând să-i o coacă și se culcară. A doua zi, ciobănașul se sculă de dimineață, își spălă fața la o fântână, își făcu rugăciunea, încălecă pe mârțoaga lui și, trei-trei, mergea singur. Feciorii de boieri și de împărați se sculară târziu, se mai zbenguiră și apoi plecară și ei. Îl ajunseră de pe urmă și îl și întrecură. Și de asta dată se legară de dânsul și cătau ceartă cu lumânare. Ciobănașul tăcu din gură și-și căută de drum. El știa că cine tace, merge în pace. Seara, feciorii de împărați și de domn maseră în marginea unei păduri. Când, tocmai târziu, ajunse și ciobănașul, ostenit ca vai de el. Se puse și el la o parte, făcu un focșor, îngrijit de cal, apoi cină și se culcă. Feciorii de boieri, neastâmpărați cum erau, voiră să-și râdă de el. Așteptară până a dormit ciobănașul, mai ațățară focul, îi luară pălăria și o aruncară pe foc. Iar unul din ei, deșteptându-l, îi zise: "Hei, prietene, ți-a căzut bleanda pe foc, scoală-te de-o ea, că se arde." "Las-o să ars," răspunse el și-și cătă de somn. După ce se culcară și boieri, care râseră până se ținură cu mâinile de inimă, adormiră și ei. Ciobănașul se sculă și el, le ia toate armele, sulițele, săgețile, arcurile, paloșurile și le puse pe foc. După ce se arseră, de rămaseră numai fiarele și acestea se făcuseră roșii fiind încinse de foc, îi sculă pe când el răscolea jăratecul cu o țandără de lemn, zicându-le: "Ia, sculați boieri, de vedeți țurloaiele blende." Când se sculară boierii și văzură atâtea fiare arse,
Nu le vedea, crede ochilor. Se duseră să-și ia armele de unde le agățaseră, dar iale de unde nu-s. Văzură în cele din urmă că sunt păcăliți, se cătrăniră de mânie, însă înghițiră gălușca. Ciobănașul era gata de plecare, fiindcă tocmai se îngâna ziua cu noaptea. Încălecă și o luă la sănătoasă. Vezi că se cam și temea să nu pasă ceva din mâna boierilor. Boierii iarăși îl ajunseră de pe urmă și îl întrecură, bătându-și joc de dânsul când erau prin dreptul lui. Seara, iarăși târziu, sosi și ciobănașul la locul unde se așezaseră ei să conăcească. Cum ajunse, se trase la o parte, ca și ziua trecută, îngrijit de cal, apoi cină și se culcă. Locul unde maseră ei noaptea aceasta era aproape de o lăcoviște nomoloasă. Boierii, cum văzură că ciobănașul a adormit, îi luară calul și îl înomoliră în lăcoviște. Apoi, deșteptându-l, îi ziseră: „Hei, prietene, scoală că ți s-a înomolit murțoaca și nu mai poate ieși?" Ciobănașul știa că își priponise calul bine. Înțelese că trebuie să fie vreo drăcie aici la mijloc și răspunse: „Cine dracul a pus-o să se înnămolească? Las-o că va ieși ea de va voi." Râseră și de asta dată boierii cu lacrimi, apoi se culcară. După ce adormiră, se scoală și ciobănașul, le ia armăsarii, le jupoaie pieile picioarelor de la copite în sus și le leagă cu tei ceva mai sus de genunchi. Le pune câte un proțap în gură ca să stea cu dinții rânjiți și îi bagă în nomol pe lângă calul lui. Apoi se duse să deștepte pe fiii de boieri. „Sculați, boieri, de vedeți minune! Armăsare dumneavoastră, văzând mârțoaga mea înnămolită în lăcoviște, și-au sumes nădrage și s-au dus ca să o scoasă din noroi. Pentru aceasta râd, râd, uite, de să se prăpătească." Când auziră boierii de una ca asta, se temură să nu le fi jucat iarăși vreun renchi. Și de unde să nu fie așa? Se sculară și, când văzură cum i-a poticăit ciobănașul, se luară cu mâinile de păr. N-avură ce zice. Cu toate, unul dintre ei, care era și mai semeț, se oțărâ să se ție de capul ciobănașului, să nu-l lase să se sfințească. Ciobănașul însă își scoase calul din nomol și, în învălmășeală, se strecură binișor și pacițe drumul. Plecă și îi lăsă cu buzele umflate, cu brațele încrucișate și fluierând apagubă. Boierul cel semeț și nerușinat se luă după dânsul la junse și tot cu șoșele cu momele îmbla pe lângă el. După ce sosi la cetatea împărătească, ciobanul se înfățișe și el la împăratul ca să ghicească semnele fetei. Dar boierul nu se dezlipea de lângă dânsul, nici cât ai da în cremene. Împăratul, dacă văzu pe cioban dichisit, spălățel cu țoarele curate pe dânsul și cu mustăcioara mijindă, îi plăcu și lui, mai ales că era și mândru și sta înfipt înaintea lui și cu curaj, îl primi deci să vie să ghicească. Înfățișându-se înaintea sfatului împărătesc, unde se afla și împăratul cu împărăteasa și cu fata lor, el, după ce și aruncă ochii ca un șarpe la fată, zise: „Preamărite împărate și împărăteasă, fata mărilor voastre are soarele în piept, luna în spate și doi luceferi în cei doi umeri." „Așa eram să zic și eu?" răspunse de la spatele ciobanului boierul cel nerușinat. Toată lumea rămase uimită când auzi semnele ce spusese ciobanul și mărturisirea împăratului că așa este. De unde până aici se auziseră, zicându-se de unii, de alții, ba că fata ar fi cocoșată, ba că ar fi șchioapă, ba că ar avea vreun semn de măslină, cireașă, coarnă, ori de alte poame pe care împărăteasa, fiind grea cu fata, ar fi poftit la vreuna din trânsele și că ar fi furat-o spre a-și potoli pofta. Că după ce ar fi mâncat poama, în locul unde a pus mâna mai întâi pe trupul ei, în același loc s-a făcut semnul poamei pe trupul fetei. Că acel semn ar fi în cutare, ori în cutare loc.
Unii bagă una, alții bagă alta. Împăratul și împărăteasa se aflau într-o mare încurcătură. Nu știau pe care să aleagă din cei doi. Unii, din sfatul împărăției, ziceau să aleagă pe fiul de boier mare, fiindcă el zisese că tocmai așa era să spuie și el. Alții ziceau să aleagă pe cioban, fiindcă el ghicise cel din tâi semnele fetei. Împăratul lăsă ca să-și aleagă fata pe cineva voi, mâine de dimineață, tot de față cu sfatul. Lăsă, adică fetei, timpul să se gândească până a doua zi. Până atunci, împăratul porunci să-i omenească pe amândoi ca pe niște mosafiri mari și să-i găzduiască în palaturile împărătești. Le pregătiră o cămară cu două paturi în care să muie peste noapte. Până anunsera, ciobanul se furișe de fiul de boier și se duse de-și cumpără niște floricele boabe. Întorcându-se, îl întrebă fiul de boier: dar unde fusești, prietene? Mă dusei de-mi cumpărai un cuțitaș, răspunse el. Ce să faci cu el? Îmi trebuie. Cum auzi așa, fiul de boier se duse de-și cumpără și el un cuțitaș. După ce se întoarse, cina fiind gata, se puseră de cinară, apoi merseră să se culce. Cămara în care intrară era așa de mândru împodobită, încât bietul cioban se mira cum o să calce el pe velințele și scoarțele alea scumpe ce erau așternute pe jos. El se ciudi și mai mult când văzu pe fiul de boier mare că intră și calcă fără milă peste dânsele, ca și cum ar fi fost cine știe ce strenți. Pereții erau albi ca laptele și cu niște vărci de aur. La ferestre erau niște perdele de mătase de-aia bună și groasă, întinse pe niște drugi de aur. Pe lângă păreți, niște lavițe și o masă de lemn mirositor, lucrate cu meșteșug. Paturile erau de o parte și de alta ale cămării și cu un fel de oranist deasupra, numai de mătăsărie de-aia bună, înmuiate în fir, așezate pe patru stâlbi lucras ca melcul și cu niște dungi de aur. Așternutul era de niște pânză albă ca săpada și subțire de s-o spargi cu limba. Perina de cap era îmbrăcată cu pânză de borangic de cea mai aleas. Ciobanul intră cu sfial, abia călca ca să nu strice velințele. Se puse binișor în pat ca să nu se mototolească albiturile. Iar fiul de boier, cum intră, se aruncă pe un pat, parcă ar fi fost la dânsul acasă, și se tolăni. După ce se stinse lumânarea, ciobanul începu a ronțăi la floricele prin întuneric. Cum auzi feciorul de boier, întrebă din patul său: dar ce faci tu acolo, prietene? Ce să fac? Mi-am tăiat nasul și-l mănânc, pentru aceea mi-a cumpărat cuțitașul. Îndată și feciorul de boier își scoase cuțitașul, își tăie nasul și începu a ronțăi și el, crezând că asta trebuie să fie ceva. Nu-i veni lui să creadă că o asemenea faptă n-o să însemneze vreo izbândă la norocul pe care nădăjduia să pui mână. El durea de durut, dar răbda în piele ca un drac până vedea cum o s-o scoată la cale. Mai târziu iar aude pe cioban ronțăind: dar ce mai faci tu acolo, prietene? Ce să fac? Ia că mi-am tăiat urechile și le mănânc. Îndată și le tăie și feciorul de boier și începu a ronțăi și dânsul ca să nu rămâie mai prejos decât ciobanul. Toată noaptea nu s-a putut odihni de durere. Se zvârcolea ca lipitoarea când îi deai sare, dar era rușine să ții pe orsă geamă. Ciobanul a dormit și trase un pui de somn până a doua zi de să se ducă vestea. Când se sculară, fură poftiți înaintea sfatului împărătesc ca să-și aleagă fata în mire. Când colo, ce să vază? Feciorul de boier slut, ciont și plin de sânge ca un stârv, pe care îl deteră afară ca pe un marțafoi și biciznic. Apoi porunci să schimbe hainele ciobanului și îl luă de-l duse la biserică unde îl cunună cu fata.
Să lăsăm că veseliile ținură multă vreme. Dar băgând de seamă împăratul că ginere său nu e prost, ci că din ce în ce iscusința lui se ascute, îl puse să judece câteva pricini din cele mai grele. Ginerele împăratului era din firea lui om drept, blând și cu frica lui Dumnezeu. Sfatul împărăției rămase cu gura căscată când auzi hotărârile cele drepte ce dase el. Atunci împăratul, mândru că i-a trimis Dumnezeu un așa ginere ager la minte, se coborâ de pe scaunul împărăției, fiindcă era și bătrân, și puse pe ginere său împărat în locul lui, care, de va fi trăind, împărătește și astăzi. Și încă le cai pe mărăcine, să mă asculte ori și cine, și încă le cai pe o căpșună, și v-am spus dumneavoastră, boieri, o mare minciună.